Uite, Teo, ce braț frumos ți-a aranjat mama. Îți place? Da, mami, e cel mai frumos braț. Mami, dă-mi e cărpata să fac pătut păpușei mele. Bine, mami, iau. Îmi pare rău că nu pot să-ți cumpăr mai multe jucării. Mulțumesc, mami, mi-a vândut și asta. Poate mergem la jucării la noapte. Da, poate ți-aduci. E mică, nu poate înțelege că nu ne permitem. Ți-aduce, mami, ți-aduce. Am fost cu minte. Ai fost, iubita mami, ai fost cel mai cu minte copil. Astea le-ai primit de la tatăl tău din străinătate și o să le aranjez aici, poate... Poate o să aducă moșul ceva în ele. Da, mami. Până când aranjez tu alea, mă duc la vecina mea, Mara. Poate mă primește să mă joc cu ea. Are atâtea jucării frumoase. Bine, draga mami, mergi. Dar să nu fii supărată dacă nu o să te primească, da? Bine, mami. Am plecat, mami. Mergi cu bine, fetița mea. Eu la mare am emoții. Wow, eu am cele mai șmecăre păpuși. Dar ce se aude? Cred că e tot piticanii aia săracă. Vine să mă deranjeze ca de obicei. Intră! Bună, Mara. Tu erai? Uite ce păpușă nouă și frumoasă. Wow! Wow, ia să vedem. Asta. Sperie toate păpușile! Pleacă cu ea! Păpușa mea! Păpușa mea! Am plecat! Bine că ai plecat, mie moșul o să-mi aducă numai păpuși de firmă! Ce sara fake-uri! Wow, covorul e foarte frumos! Și am un braț superb sub care o să-mi lase moșul cadourile. O să se uimească, niciun copil nu are ceamă. Mama! Ce-i pățit iubita, mami, de ce plângi? Mara m-a primit să mă joc cu ea, ea are jucării frumoase. Eu nu am nimic. Dragoste, mami, mai pe mine. Hai să ne jucăm împreună cu păpușica ta cea nouă, vrei? Da, mami, da, hai. Bine, uite, hai să spun o poveste și la noapte va veni Moș Crăciun. Time to wake up! Wow! E un miracol! Teo, Crăciun fericit! Uite, a venit moșul! S-a întâmplat magia Crăciunului! Mami, câte jucării! Da! Wow! Am îmbăiat! Am și fetițe și cismulițele toate sunt bine. Hai să vedem ce avem aici. Wow, asta păpușă. Uite, încă o păpușă. Ia, încă o păpușă. Și pensionista. Și ce fi? Avem o rulot, un avion, o trusă de mașină. Acum sunt sigură că Mara va dori să se joace cu mine. Mă duc la ea! Oare ce cadouri mi-a adus moșul? Ia să văd eu. Cred că mi-a adus o grămadă de păpuși. Ce? What? E goală? Nu se poate, încerc următoarea. Nu mă uit, vreau să văd ce. Ce? O păpușă fake? Mama! Ce s-a întâmplat? De ce țipi? Uite ce mi-a dus moșul, o păpușă fake urâtă, ca lui Teo.
Mami, dar e tot o păpușă și e frumoasă. Mami, dar eu până acum am primit mereu păpuși originale. Poate anul ăsta ai greșit tu cu ceva. Am învățat multe, am mediat la toate materiile, Febe. Dar de purtat, te-ai purtat frumos. Da, am dat bună ziua la toată lumea și am spus mulțumesc tuturor. Dar cu prietenele tale te-ai purtat frumos. Teo, m-am purtat urât cu ea. Îmi pare rău, mami, a spus ceea ce nu trebuie. Înseamnă că moșul ți-a dat o lecție. Ai spus că păpușa aceasta e ca cea pe care a primit-o Teodora. Așa e, nu trebuie să-i spun lucrurile pe care i le-am spus. Mă duc să-i cer scuze și să o invit să se joace cu mine. Uite câte păpuși am. Mă primeai să mă joc cu tine. Te primeam oricum, Teo, am greșit. Bine, te iert. Văd că ai primit și tu o păpușă frumoasă ca a mea. Ai dreptate, chiar este foarte frumoasă. Hai să ne jucăm împreună. Da, vreau. Hocus Pocus. Aceasta-i serul, da? Da. Și acesta este avion. Și o grămadă de păpuși și accesorii. Ce frumoase sunt! Hai să ne jucăm împreună!